campanie de advocacy foarte intensă și aici meritul este al pacienților și este cumva o premieră. A fost o campanie de... Mulțumim frumos pentru invitație. Ne bucurăm că ne aflăm astăzi în prezența dumneavoastră. Așa cum am spus, într-adevăr, primele vouchere au fost acordate la finalul lunii august, însă programul a debutat pe 29 iulie. Primele dosare au fost pe 29 iulie depuse. În momentul de față, că am spus că voi prezenta situația la zi, avem 6.171 de dosare depuse pe platformă. Mai avem puțin până la 10.000, noi tot mai sperăm. În momentul de față sunt 4.983 de dosare declarate eligibile. Deci aproape 5.000. Pentru că zilnic sunt analizate în medie 150. Deci cu cele de astăzi sunt 5.000. Cu cele de astăzi, da. Și de asemenea avem 3.481 de vouchere recomandate deja. Deci suntem chiar foarte bine. Da. S-a scurtat, datorită platformei digitale, s-a scurtat mult procesul și de avizare și de emiterea voucherelor și de semnarea contractelor. Da, înțeles. Și aveți și datele pe programul de anul trecut? Le-am undeva, da. Le-am și eu. Uitați, pentru FIF 2023, astea sunt în octombrie. Se văd pe ecran? Da. Deci programul este în al doilea an de implementare și puteți eventual să le vedeți de la mine de aici. Anul trecut s-a implementat și acolo avem deja și sarcinile și nașterile. Nu sunt chiar la zi, sunt din octombrie. Sunt din nota octombrie, de fundamentare. Da. Noi primim o dată pe lună în platformă datele actualizate, de aceea sunt tocmai la finalul noiembrie și abia la finalul noiembrie o să primim date noi. Deci, după cum vedeți, ce contează sarcinile, 2.420. Ceea ce înseamnă că este foarte bine și să sperăm că până ne vor veni următoarele de conturi, numărul sarcinilor va crește, pentru că momentan mai avem, pe piață au fost date 9.322 de vouchere, dar spre decontare ne-au venit avea aproape 4.700. Adică procedurile încă nu s-au făcut. Asta, că toată lumea ne întreabă rezultatele. Trebuie să înțelegem că FIF-ul este un proces care durează. Exact. Și ca atare, rezultatele nu pot fi instantanee. Nu mai zicem că există foarte mulți embrion congelați. Și nu mai este micuțul aici, dar el este un embrion congelat. Da? Fratele lui a fost un embrion transferat fresh la procedură. Și când părinții au fost pregătiți, adică abia după 5 ani, da? 5 ani mai târziu, iată, cum le spunem noi, pinguinii, au viață în ei și își doresc să trăiască și de asta spun că impactul ăsta va putea fi măsurat real peste 10 ani, da? Peste 10 ani, poate vor fi părinți care, fiind tineri, vor lua al doilea embrion acasă peste 10 ani și va fi o consecință actuale investiții. Și aici o să fie una din limitele studiului, pentru că noi am luat în calcul un singur copil, dar din experiența comunității, vă spun, 2-3 copii, mai ales când sunt gemeni, dintr-o procedură, este o situație curentă. Și, practic, cea mai importantă dată este că avem deja 326 de nou născuți și îi așteptăm și pe următorii cu mult drag. Vă spun sincer că în direcție, de fiecare dată când primim un e-mail că avem un bebeluș, toți ne bucurăm. Chiar ne bucurăm foarte mult. Pentru că nu e un clișeu, chiar schimbăm destin. Dar nu e un program SEC în care producem documente sau, da? Da, într-adevăr, chiar dacă noi lucrăm cu foarte multe documente, în momentul în care primim un e-mail cu confirmare de sarcină sau faptul că s-a născut un bebeluș, toată direcția, avem un bebeluș. Deci chiar este un lucru foarte bun și ne bucurăm că am reușit, chiar dacă mai târziu, să demarăm programul și anul acesta. Iar pentru anul următor, FIF 2025, cum îi spunem noi, a fost în procesul de transparență decizională și urmează ca în perioada următoare să intre pe circuitul de avizare interministerială. Și de asemenea a fost o conferință de curând la Palatul Victoria în care s-a spus că vor exista fondurile. Da? Să nu mai pregătim să blocăm mail-urile oficialităților. Nu am apucat să vă spun, în acea campanie de advocacy am trimis 700 de mail-uri într-un timp foarte scurt, pe lângă comentariile publice pe pagina prim-ministrului, am trimis și 700 de mail-uri individuale și personalizate și de multe ori foarte emoționale, care au ajuns în mapa premierului. Și așa s-a ajuns la a se aloca bani din fondul de urgență la dispoziția
primisului, pentru că au fost niște mesaje foarte personale și foarte intense și iată, am reușit această performanță și iată, schimbăm destine, așa cum spuneam. Vă propun să îi dau cuvântul domnului Bucur, care este, așa cum vă spuneam, sociolog și o să vă prezinte, pe scurt, pentru că studiul are 17 pagini și puteți găsi pe platformele noastre sau puteți trimite pe e-mail. Nu e o conferință științifică în care să-l prezinte pe larg, vă va spune pe scurt ceea ce contează. Și anume, așa cum vă spuneam, câți bani investește statul și în ce măsură acești bani sunt recuperați de aportul acelui copil atunci când va deveni adult. Microfoanele, da, am învățat lecția. Stați să mai iau de se poate astea. Ia stați-o. În primul rând am înțeles un lucru foarte important, și anume domnul prim-ministru stă pe Facebook. Deci eu plec, să știți, de la această conferință cu informații în plus, ceea ce este, cred, foarte bine. Și atunci dar ce om politic nu ține cont de Facebook? Tu măi! Cine nu ține cont de sutele de comentarii de pe Facebook? Bineînțeles că în an electoral toată lumea ține cont de comentarii. Iată, de Facebook, deci da? Am descoperit acest lucru. Mai apoi sunt uimit de faptul că sunteți una dintre puținele asociații non-guvernamentale ciudate, în sensul care nu face ce face toată lumea, adică să pierdem niște bani dintr-o mână într-alta și să nu se întâmple nimic. Și să invităm medici, clinici, să promovăm, să avem parteneri, sponsori, noi avem, da? După competență. Este de la sine evident. Din punctul ăsta de vedere, sunteți cu totul. Aveți o activitate cu totul ciudată, în sensul în care chiar faceți ceva. De regulă, nu, asociațiile și fundațiile, peste toate, în toată lumea, sunt... Foarte multe, domnule Bucur, sunt și foarte multe asociații care fac treburi minunate. Da, sunt... Crede-mă că ești da, știu, dar sunt minoritare. Da, minoritare poate. Absolut. Acum, felicitându-vă pentru implicarea în ceva care este nu doar ceva important și concret, dar un serviciu uriaș adus națiunii, pentru faptul că discutăm despre una dintre cele mai importante teme care frământă în tot cazul lumea și spațiul științific, dar și decidenții responsabili din absolut toate țările europene și de dincolo de ocean, care au o responsabilitate în legătură cu ceea ce înseamnă evoluția demografiei. Ar trebui să ne intereseze nu doar ce se întâmplă cu viața noastră și ce urmează după noi, dacă avem o relație de implicare și responsabilitate în legătură cu țara în care suntem, sau, mă rog, cu spațiul geografic mai larg, căruia aparținem din punct de vedere civilizațional, în cazul nostru, Uniunea Europeană. Și deci, pornind de la niște date pe care unii dintre dumneavoastră le știți, alții probabil le intuiți, știți că s-a mai vorbit despre ele în spațiu public, le pot aminti și eu pe scurt. Situația este absolut dramatică în acest moment pentru ceea ce înseamnă țările dezvoltate, civilizate și bogate ale lumii. Cu părere de rău, vă reamintesc, România este în coada clasamentului la țări bogate. Adică, cu părere de rău, că nu e întotdeauna o favoare să fii catal... Știți că am ajuns donatori. Adică noi dăm bani. Fiind bogați, dăm. Nu mai primim. Până acum câțiva ani primeam. Acum dăm. Drept urmare, rata mondială a fertilității, o să discutăm despre fertilitate, că asta este principalul obiect de activitate al asociației. Termenul, ca să fie foarte clar, înseamnă, când discutăm de rata de fertilitate, numărul de copii născuți de o femeie în perioada fertilă, undeva între 15 și 49 de ani, și ea este o medie care se calculează statistic după această formulă, ca să fie foarte clar. Natalitatea este altceva, fertilitatea este altceva, discutăm de lucruri diferite. Dar pe scurt... concentrat pe ideea de finanțare. Fertilitatea e mult de spus. Dar am ajuns aici doar o notă introductivă pentru faptul că rata mondială a fertilității s-a prăbușit de la 4,6-4,7 în ultimii 60 de ani la 2,3 rata mondială, repet, adică cu toată lumea, cu Africa. O să ajung imediat la Africa.
că avem totuși o zonă de optimism. Eu se, îmi place să știu, da, îmi place să sunt glume adevărate. Avem o speranță în legătură cu natalitatea în Africa. Subsahariană. Subsahariană, acolo este speranța pe care o are umanitatea, pentru că la momentul la care multe dintre dumneavoastră, că sunteți majoritar doamne în această sală, veți fi bunicuțe simpatice, jumătate din copiii lumii se vor naște în Africa subsahariană, când asta veți fi bunicuțe. Drept urmare, rata mondială a fertilității în acest moment este undeva la 2,3, extrem, extrem, extrem de aproape de rata optimă de fertilitate, o știți sau o intuiți, este puțin peste 2, un 2,1, ceea ce presupune că, natural, da, orice cuplu trebuie să lase în locuitor natural încă două persoane. Simplu. Și atunci, rata optimă de fertilitate trebuie să fie 2,1, în sensul în care ghinion, cel puțin la momentul în care noi discutăm, doar femeile nasc, asta este o mare neîmplinire, dar sperăm să o corectăm prin evoluția științei, să nască și bărbații. Dar până la acel moment, apropo de denumirea Ministerului și egalității de șanse, suntem într-o formulă de inegalitate de șanse, asta este, este o discriminare pe care creatorul ne-a lăsat-o și cu care ne luptăm să o corectăm, deci nasc doar femeile. Și atunci, se obligă să calculăm rata de fertilitate după această formulă. Drept urmare, rata mondială a fertilității este 2,3, o prăbușire fantastică în ultimii 60 de ani. În Uniunea Europeană de fix 50 de ani, adică puteți să rețineți că e ușor de ținut minte, anul 1977 în România este legat de un cutremur, deci putem să ținem minte anul. Din acel moment, rata de fertilitate din țările europene, rata, evident, agregată statistică, medie, este de sub 2,1, deci de 50 de ani în Europa, de 50 de ani avem în continuu o rată de fertilitate mai mică decât rata optimă, sub optimală, exact. În acest moment medie este de 1,5 în toată Uniunea Europeană. Noi și Franța suntem campioni, dar sub medie, 1,8 eram acum un an, doi. În acest moment, după cum cred că ați auzit și asociația doamnei Brunel, a tras atenția în spațiu public asupra numărului extrem de mic de copii care s-au născut anul trecut. Știți, 155.000. Minimul istoric de și atunci, n-am calculat imediat că sunt niște formule pe care mai avem nevoie de date ca să calculăm, dar probabil rata de fertilitate în România va fi revizuită și va fi sub acest punct. Noi eram, repet, cu Franța campionii UE cu 1,8, dar probabil că ne vom duce mai jos 1,7, 1,6 și astea vom deveni europeni sadea. Iertați-mă, dar iar sunt sarcastic aici. Da, evident, și vom atinge și noi media europeană și la capitolul fertilitate. Deci ne vom apropia, din păcate, de 1,5. Tendința asta este și pentru România. Drept urmare, tot așa, când veți fi dumneavoastră bunicuțe simpatice, 95% din statele și teritoriile lumii vor avea o rată suboptimală de fertilitate. Și atunci, în acest context, doamna Brunel, n-am scăpat de insistențele dânsei, mi-a solicitat să, că știți că este foarte insistentă, dacă nu știați, aflați acum, și atunci când își propune ceva, tot te plisează până îl faci. Și atunci m-a rugat să mă uit ceea ce am făcut inițial, o grămadă de studii extrem de serioase făcute de sociologi în domeniul infertilității, un domeniu de studii extrem de recent, ca să fie foarte clar. Suntem în prezența unei noutăți științifice absolute. Este pentru prima dată când în spațiu științific se utilizează în România, în limba română, conceptul de sociologie a infertilității. Deci este o noutate absolută și o spun, puteți să o verificați și dumneavoastră. Și bineînțeles că domeniul înseamnă să înțelegem ceea ce se întâmplă cu acest segment din natalitate, că natalitatea este mai mare, înseamnă mai mult, și anume ne referim doar la fertilitate. Drept urmare, există niște formule matematice și niște modele de calcul deja utilizate de către colegii mei în ultimii 10 ani, 12 ani, nu mai mult de 15 ani în tot cazul, dacă am 10 ani, în spațiile științifice occidentale, în sensul în care în Marea Britanie, în Statele Unite, în Suedia, acum citesc câteva studii din memorie, în Australia, Noua Zeelandă și așa mai departe, colegii de mei și-au pus problema, evident, utilizând bani de la bugetul statului, avem aici, știm care sunt proceduri, atunci când utilizăm resurse publice, avem chiar în hotărârea de guvern care legiferează maniera în care edictăm politici publice, trebuie să calculăm și nota de fundamente, care este rentabilitatea a ceea ce vrem să facem. Este rentabil, care sunt resursele care se folosesc, cât se întoarce înapoi, facem astfel de calcule și atunci când facem autostrăzi, când facem spitale. Ok. Și
Este o formulă matematică destul de simplă, nu este ceva, sigur, este complexă, dar nu complicată. Și introducem într-un model matematic cheltuielile pe care statul le are cu orice copil, cu orice ființă umană care se naște, dar pentru copiii concepuți prin FIV, evident că trebuie să adăugăm și costurile FIV. Și la sfârșitul, când, după ce socotim sănătate, educație, diferite tipuri de alocații, de sprijin, de asistență socială, sistemul de pensii, trebuie evident să luăm în considerare și contribuțiile, evident, toate astea sunt estimate, sunt medii statistice, contribuțiile pe care respectiva ființă umană, pe speranța de viață pe care o socotim la momentul la care ea se naște, o aduce bugetului de stat prin, evident, activitatea pe care știți că o avem cu toții. Fiecare are un loc de muncă, de acolo se plătesc taxe, impozite, consumăm o grămadă de bunuri și servicii, plătim TVA și așa mai departe. Toate astea intră într-un formidabil malaxor statistic și rezultă o cifră. Pentru spațiul occidental pe care l-am citat mai devreme, mă refer la Statele Unite, Marea Britanie, Suedia, rentabilitatea este undeva între 500%, 600% spre 900%, cam aici ne joc. În tot cazul, un copil care se naște în urma conceperii prin FIV este, are o rată de profitabilitate pentru bugetul statului, întoarce cam de 7, 8, 9 ori mai mulți bani decât am investit în el. Ceea ce este miraculos. E bine, am făcut același lucru și pentru România și aici avem rezultatele, să zicem, este pentru prima dată când, iarăși, un lucru formidabil, producem niște date științifice noi pe care asociația doamnei Brunel le aduce spațiul și în circuitul științific și în circuitul mediatic, oricum în circuitul public, național, ceea ce este un lucru formidabil. Vorbeam mai devreme cu câteva dintre colegele dumneavoastră, care sunt reprezentantele mass media. Noi nu prea avem date atât de bine și atât de actualizate. Este un lucru, este un serviciu, iarăși, extraordinar pe care l-ați făcut, că am adus în spațiu public, asociația dumneavoastră, rezultatele acestui model matematic aplicat pentru prima dată pe România. Și concluziile sunt pe ecran și sunt încurajatoare. Pentru un copil conceput prin FIV și pentru care am utilizat un singur glonț, adică un singur ciclu, deci a rezultat un copil din prima încercare. Am cheltuit 3.000 de euro, înțeleg 15.000 de lei, către bugetul statului, pe speranța de viață calculată la momentul prezent, după ce scădem toate cheltuielile, deci rentabilitatea este de peste 26 de ori a acestui copil. Pentru bugetul statului, pentru ceea ce înseamnă beneficiu public pe care acest copil îl întoarce în timpul existenței sale. Domnule, cu precizarea pe care am făcut-o deja cu cel mic, că am calculat doar pentru un copil pe procedură. Da. Pe de o parte vor exista proceduri care nu se vor finaliza cu nașterea unui copil, nici după utilizarea celor trei proceduri pe care Ministerul Familiei le acordă, dar o mare parte dintre cei care au reușit și au spus că sunt sarcini de ordinul miilor, au embrion congelați. Iar acești oameni care și-au dorit cu disperare copii, se vor întoarce după aceea embrion congelați și dintr-un singur glonț vor exista doi sau uneori chiar trei copii. Și atunci acest calcul vă dați seama că este complet modificat pozitiv pentru bugetul statului. Continuați, domnule Bucur, vă rog. Mulțumesc. Dacă utilizăm, dacă avem două încercări, două gloanțe magice, deci două cicluri FIV, atunci, evident, sunt mai mulți bani investiți, pe care de consecință, vă dați seama, rata de rentabilitate scade, puteți să intuiți asta, și ajungem undeva la de peste 12 ori și, de asemenea, ea este și mai scăzută dacă utilizăm 3 încercări, după cum vedeți și pe ecran, este de sub 10 ori. Acum ar trebui să fie o întrebare din partea dumneavoastră în legătură cu niște aproximări sau, în tot cazul, cam care este, la nivel european, cel puțin, și la nivel mondial, se încearcă să adunăm la oaltă numărul de cicluri FIV care se accesează, se utilizează într-un an și să estimăm numărul de copii care se nasc din ele. Nu putem să introducem în sistem
nu eu personal sau lumea Brunel, dar nu putem să introducem toate ciclurile FIV, nu toată lumea, nu toată lumea raportează. Avem o raportare cam de 70 și ceva la sută a ciclurilor FIV care se utilizează în lume și pe baza ăstora cam știm câți copii se nasc, dar noi am preferat să mergem pe această formulă, pentru că într-adevăr aici și doamna Brunel este poate mai în temă. Sunt suficient de multe femei care prin accesarea unui prim ciclu FIV reușesc să conceapă un copil. Și nu doar că sunt suficient de multe, procentul se duce bine către cred că ajunge, este un pic mai mare de 35%, se duce spre 50%. E un procent important, deci de persoane care reușesc din prima. Și atunci am vrut să rămână defalcat. Dar totuși pentru Uniunea Europeană și pentru țările acestea care au și niște proceduri foarte bine pus la punct, să fim corecți, da? Avem clinici în toată Europa Occidentală, sunt niște clinici foarte performante și așa mai departe. Lucrurile s-au îmbunătățit în ultimii 10 ani, inclusiv din punct de vedere medical și al tehnicii propriu-zise. Și atunci am reușit să avem, sigur, undeva un procent extrem de încurajator, între 35 și 55% dintre ciclurile FIV utilizate, care cele din urmă produc cel puțin un copil. Deci n-am mers și mai departe pentru că deja lucrurile se complicau, deci l-am lăsat în această formulă. Avem de pildă date, dar v-am spus, din acestea parțiale, nu vreau să insist asupra lor, din cât au putut să măsoare colegii mei, avem undeva la un moment dat, în urmă cu câțiva ani de zile, erau vreo 2 milioane de încercări și undeva spre 500.000 de copii născuți la nivel mondial din aceste proceduri FIV, dar nu toate datele erau raportate și e o situație parțială. Acum se estimează că 500.000 de copii concepuți prin FIV anual. Exact, exact. Din toate procedurile care au fost accesate în acel an, dar vine doamna Brunel cu explicația de mai devreme că sunt și consecințe pozitive cu pinguinii, ați numit, nu? Pinguinii se mișcă și atunci ei pot fi puși în mișcare și deci datele se pot îmbunătăți. Una peste alta, acestea sunt datele, suntem într-o situație dramatică din punct de vedere al demografiei și coborâm pe cifrele de natalitate și din natalitate, această subdiviziune care este fertilitatea, o să vă luați și dumneavoastră posibilitatea să eu pot să vorbesc mult, sper că și bine, dar ideea este să și intrăm într-un dialog. Închid doar printr-un avertisment care mi se pare dramatic, draconic, care rezultă din strategia franceză de infertilitate, care a fost făcută publică la începutul anului 2022, este o găsiți pe site-ul Ministerului Sănătății din Franța, acolo unde datele sunt, repet, înfiorătoare. Un cuplu trecut de 30 de ani, unul din patru cupluri, deci trecute de peste 30 de ani, au o problemă de infertilitate, adică rata infertilității pentru cuplurile franceze de peste 30 de ani este de 25%. Un sfert din cuplurile franceze de peste 30 de ani sunt afectate de infertilitate, nu amândoi deodată, dar cel puțin un partener. E suficient, după cum știți. O treime din cuplurile franceze de peste 35 de ani au o problemă de infertilitate. Și mai mult de jumătate din cuplurile franceze de peste 40 de ani au o problemă de infertilitate. Repet încă o dată, dacă să fim bineînțeleși, nu am un doi parteneri, e suficient unul. Deci văzută problema aglutinată și văzută pe cuplu, iar nu, cum a spus doamna Brunel la începutul conferinței de presă, individual, cam câți lucrurile pot fi privite, situația poate fi și mai dramatică dacă privim ca probleme de cuplu, pentru că, mă rog, un partener sănătos cu altul care are probleme de infertilitate, rezultă o problemă de infertilitate pentru cuplu. Și nu e vorba mai de cuplu, e vorba și de familia lărgită și acesta este ultimul slide al prezentării. Noi am invocat în această prezentare strict cifrele, dar cifrele, vorba de bani. Dar în povestea asta cu infertilitatea e vorba în mare parte și de bani, dar e vorba de suferința acestor oameni. Și inclusiv pentru statul român, pentru bugetul statului român, suferința acestor oameni are consecințe, dacă vezi, inclusiv la nivel economic. Adică persoanele aflate într-o suferință psihică foarte intensă
pot reprezenta o cheltuială de la bugetul de sănătate atunci când problemele lor de sănătate mentală ajung să fie tratate. De asemenea, aceste persoane se confruntă cu lipsa eficacității la locul de muncă. Există, se constată o creștere a ratei de divorțuri și, bineînțeles, o scădere a gradului de împlinire sau de fericire pentru cuplu și familia extinsă. Vreau cu aceasta, mulțumesc domnului Bucur, am încheiat partea aceasta de prezentare. Vreau să vă mai semnalez un singur aspect. Noi o să facem o mulțime de campanii, ca să spun așa. Da, ce avem excepțional anul acesta și vă rog să vă reamintiți că noi suntem asociație voluntară, da, asociația are 2 angajați part-time. Eu sunt voluntar și toate persoanele din sală de aici sunt voluntari și am făcut o campanie în care avem numai puțin de 14 clădiri importante din București, din țară, și anume Palatul Victoria, Palatul Parlamentului, Turnul Serviciului de Comunicații Speciale, Opera din București, Teatrul Național din București, Palatul Cec de pe Calea Victoriei, superba clădire de pe Calea Victoriei, Muzeul Antipa, avem în Primăria Brașov și literele Brașov de pe Tâmpa, avem Primăria Sibiu, avem Primăria Iași, avem Facultatea de Medicină din Cluj-Napoca, în dimineața aceasta ne-au sunat, și avem în Timișoara Opera Națională și Muzeul Național de Artă din Timișoara. Toate aceste 14 clădiri ale unor instituții culturale și administrative se vor ilumina în roșii blu pentru a susține persoanele care luptă cu infertilitatea. Avem voluntari care vor face în săptămâna aceasta fotografii, video și așa mai departe și vom anima. Și mai mult decât atât, nu doar că se iluminează, cu fiecare din departamentele de comunicare ale acestei instituții am ținut legătura și ne-a spus și scrieți despre ce e vorba, să știe lumea că nu e doar apoi ce frumos e iluminat această clădire, trebuie să știe și de ce. Și am vorbit cu ei, deja Teatrul Național din București a comunicat pe site-ul lor și pe pagina lor de Facebook că teatrul este iluminat din solidaritate cu cuplurile infertile pentru a atrage atenția asupra acestui fenomen. Eu știu cât de important este timpul pentru dumneavoastră, știu și că știrile dumneavoastră sau articolele dumneavoastră nu au un spațiu limitat. Cred că aveți suficiente informații ca să faceți știrile de care noi avem nevoie și vreau să vă mulțumesc încă o dată că toți acești ani presa a fost alături de noi și vă spun sincer că unul din motoarele succesului asociativ, noi practic am scos acest subiect din tabu și din când am început acum 16 ani, eu nici măcar nu eram în țară atunci, când am început Ministerul Sănătății, statistici despre infertilitate și FIV, nu mi-au răspuns. Am insistat, am cerut 544 și mi-au trimis un document în care exista cuvântul infertilitate. Exista cuvântul infertilitate, atât. Ceva de genul, fumatul cauzează infertilitate, adică era ceva colateral. Era zero absolut. Nu mai zic finanțare, FIV, eu beneficiam de ea în Franța. Eu am avut 5 proceduri plătite 100% de statul francez. În România era ceva, medici nu ne-au crezut. Vedeți, de asta avem statistici proaste, că sunt unii care se ambiționează să aibă nu știu câte proceduri și dați media peste cap. Eu am dat media peste cap. Mai devreme. Eu am reușit la 7 procedură, dar eu sunt total în afara statistici. În același timp, cred că este foarte important că am reușit, pentru că dacă eu, președinta asociației, nu reușeam, nu știu cum mai ține la conferința de astăzi să vă spun că e eficace și că merită să nu spună la capăt. Asta o grămadă de oameni care fac lucruri în care nu cred. Nu este așa. Așa. Deci am plecat dintr-un zero absolut în povestea asta cu asociația. Și dacă astăzi, 16 ani mai târziu, am ajuns aici, sunt foarte mândră de comunitate, da? Pentru că avem 43.000 de oameni pe grup, de voluntarele mele, și o să vorbesc la feminin, deși alături de ele sunt și soții și partenerii lor, nu? Că nu fac singure, cele mai multe dintre ele nu fac singure acești copii și le mulțumesc și lor, chiar să știți că avem acțiuni la care vin și domnii. Da? Ce alte proiecte mai avem? Avem revista, după cum vedeți, pe care o realizez tot în regim de voluntariat, fac un fertility podcast pe care o realizez tot în regim de voluntariat, avem proiectul de Crăciun, din care s-au născut 61 de copii deja și sunt alții pe drum. Dăm proceduri gratuite. E adevărat? Sunt aduși de Moș Crăciun? Moș Crăciun aduce procedura gratuită, iar pe copii aduce bază. Cam așa, domnule, bucur că asta rămâne în mitologia națională. Vă mulțumesc mult pentru participarea de astăzi.
Între timp a dormit și al doilea bebeluș. Asta e bine. Așa. Mulțumim în mod deosebit mămicilor, știm cât de greu e să te deplasezi cu un copil în primul an de viață, dar dacă ele au făcut-o, știm că au făcut-o pentru cauză și știm și că pentru fiecare dintre noi, voluntarii Asociației SOS Infertilitatea, ceea ce facem este a way to give back to life, ca să zic așa, felul în care noi ne arătăm recunoștința pentru felul în care ne-am primit familiile și sunt aici persoane încă aspirante. Cele două persoane cu care o parte dintre dumneavoastră jurnaliștii ați vorbit deja au vouchere de la Ministerul Familiei și așteaptă procedurile. Iată, sper să vă raportez, să vă bucur într-o zi în direcție acolo când o să vă scrie mail-ul. Așa. Sunt mame prin fertilizare in vitro, dar avem de asemenea o mamă prin adopție, da? Adopția este al doilea obiect de activitate al asociației. O avem pe Andreea, care are două fetițe gemene, dacă probabil că toată lumea se gândește că a fost un fiv, nu, a fost o adopție, da? Are două fetițe gemene superbe. Și, repet, adopția este al doilea obiect de activitate al asociației, este și în subordinea ministrului dumneavoastră, avem o comunitate de părinți adoptatori, la fel semnificativă, un grup foarte activ și bine moderat pe Facebook. Vom continua, pentru că nu ne putem opri, nu avem voie să ne oprim și contăm în continuare pe sprijinul dumneavoastră, pe mediatizarea dumneavoastră, să afle lumea că există soluții, pentru că mulți, cumva, mediul rural și stau în acea suferință atroce și nu trec la fapte. Trebuie să știe că fertilizarea in vitro este o procedură sigură, confirmată medical, pentru care s-a acordat Premiul Nobel pentru Medicină în 2010, că la fiecare 35 de secunde se naște un bebeluș conceput prin fertilizare in vitro, că sunt peste 12 milioane de persoane raportate concepute prin FIV și că în fiecare an se estimează că se adaugă 500.000 de oameni. Din păcate nu vor rămâne fără obiect de activitate, pentru că așa cum știm, rata infertilității este în creștere, după cum s-a dovedit. Și cred că asta am vrut să vă spun. Vă mulțumesc pentru participare și ținem legătura și așteptăm să ne trimiteți știrile și articolele dumneavoastră și le vom mediatiza în comunitățile noastre. Mulțumim mult! Mulțumim.